Un bărbat de 30 de ani a murit după ce mașina pe care o conducea s-a izbit într-un copac și a luat foc. Accidentul a avut loc noaptea trecută în preajma localității Hârtopra, Ionul La fața locului au intervenit două echipe de pompieri care au lichidat incendiul și au extras cadavrul carbonizat al șoferului. Circumstanțele accidentului urmează să fie stabilite de poliție. Potrivit inspectoratului general pentru situații de urgență, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompieri au intervenit în 17 situații de risc.